Adrian Nesta se intervine în scandalul zilei, guvernul nu este obligat să se consulte cu presubliniere dintele. Adrian Nesta se intervine în scandalul generat de refuzul premierului Viorica Dencil de a participa la consultările cerute de presubliniere dintele Klaus Iohannis. Fostul premier PSD reia o explicație din 2014, destinat pe vremea respectivului Băsescu. În urma cu 4 ani, într-o altă situație, am explicat pe blog sensul articolului 86 din Constituție, consultarea guvernului. Am făcut atunci lucrul asta pentru Traian Băsescu. Fac același lucru probabil tot atât de inutil pentru Klaus Iohannis. Am dat și un argument de autoritate, opinia unui bun specialist în drept constituțional, fost consilier prezidențial al lui Băsescu, Ștefan Deaconu. Scrie Adrian Nestase pe blog. Aceasta, consultarea guvernului, NR, este, în mod evident, o posibilitate pe care presubliniere dintele o are într-o astfel de situație. Este însă guvernul obligat să dea urmare unei astfel de cereri. Pentru răspunsuri la aceste întrebări, am preferat să citez din studiul profesor Ștefan Deaconu, fostul consilier al lui Traian Băsescu, din volumul coordonat de I. Murarul sublinierei este. Tenesescu, Constituția României, comentarii pe articole, CHBEC, 2008, pagina 810-811. Textul constituțional se referă la consultarea presubliniere dintelui cu guvernul doar ca la o posibilitate pe care presubliniere dintele o are. Această consultare nu este obligatorie. Nefiind obligatorie, înseamnă că nu se poate angaja răspunderea presubliniere dintelui în cazul în care acesta nu se consult cu guvernul. Prin consultare se înțelege atât posibilitatea presubliniere dintelui de a cere părerea membrilor guvernului asupra unor probleme de interes național, cât sublinierei solicitarea unei opinii guvernului bazată pe date sublinierei informații pe care numai acesta le deține datorită întregului său aparat administrativ pe care îl are în subordine. Prin consultare nu se poate considera o imixtiune a presubliniere dintelui în activitatea guvernului. De altfel, textul constituțional prevede dreptul presubliniere dintelui de a se consulta cu guvernul, dar nu sublinierei obligația acestuia de a răspunde solicitării presubliniere dintelui. Consultarea guvernului de către presubliniere dinte poate fi făcut fie prin participarea presubliniere dintelui la subliniere din cele guvernului sublinierei în cadrul acestora se consulte membrii guvernului cu privire la problemele urgente sau de important deosebit ale statului, fie prin adresarea de scrisori către prim-min subliniere tru. Mai scrie fostul premier din perioada 2000 la 2004.